Și să sperăm că jocul nostru bun și achizițiile inspirate să ne ducă spre îndeplinirea unui vis mai vechi, acela de a juca în Europa League. A transmis pentru dumneavoastră Costel Donat. La revedere! Mă, păstra mai văzut la televizor. Ce faci, Marcia? Exersam, urlame, că vreau să mă fac ofițer de presă. Tu te dracu, ai nebunit, te faci ofițer, dai la academia acolo, la bătrânețe. N-ai aflat că s-a desfințat armata, tâmpitule. Mărlane, ofițer de presă am zis, adică jurnalist. Vreau să reprezint clubul la conferințele de presă. Că toate marile cluburi au așa ceva. Și nu mai vreau să frec menta pe aici. Deci vrei să ofrești la TV? Păi pentru aia nu-ți trebuie facultate de jurnalism. Poți să te apuci de vechea ta meserie. Nu pot, că mă rupe mămica. Păi și dacă te faci de râs la televizor, nu te rupe măta? Da, de ce să mă fac de râs? Păi știi tu să pui întrebări, mă? Nu, dar învăț. Gogule, stai liniștit, bă, că învățatul la vârsta asta dăunează grav sănătăți. Dacă n-ai creierul antrenat, faci vreo întindere și ajungi mai retardat decât ești. Bagă-te la ce știi tu, la șmotul, la de-astea, că n-ai chestia pe cunoștință. Păi și normal, că domnul Mărlanu mă dorește toată viața, non-stop, să fiu sclavul lui personal. El lasă-o că o sun pe mămica și o să-i spun ei cum te opui tu ca eu să progresez. Bă, tătăleu, tu n-ai înțeles că băta nu face nimic, că mai nou sunt de nou fleblețea ei. Plus că acum nici n-are motiv că salvezi viața, fraiere. Ar trebui chiar să mă premieze. Să mă premieze, mă, ta. Vezi, Mărlane, la asta mă referam. Las că vezi tu. Alo, mămică? Ce e, bă? Iar ai făcut vreun pocinog? Zic că te apropui. Nu, mămică. Atunci de ce ai sunat? Am sunat doar așa ca să văd dacă ești sănătoasă. Ia auzi, și sperai că o să fiu bolnavă, măgarule! Nu, mămică, dar... De fapt, te-am sunat să te întreb dacă mă lași să mă fac ofițer. Ofițer? Da. Vreau, că din tinerețe tot doresc să am și un ofițer în... în familie. Dar ia stai puțin. Ai tu tărtăcuța aia atât de deșteaptă încât să memorezi atâta materie cât să cere la Academia Militară, bă, băiete! Bă, să-mi dea dracu să faci vreun cârcel la creier și să mi te transform în legumă, că te fac ciorbă! Stai, bre, că nu ofițer de armată vreau să mă fac, ci ofițer de presă, adică ziarist. Și nu e niciun pericol, că pentru meseria asta nu-ți trebuie mult creier. Poți să zici orice îți trece prin cap. Păi prin dovleacul ăla găuroș din capul tău nu trec decât în pene. Poate mai bine, mamă, că în țara asta prostia face cea mai mare audiență. Hai, mă, mămică, mă lași, că vreau să fiu și eu cu un om stăpân pe picioarele mele. Că știi foarte bine că femeile apreciază bărbații serioși, cu venituri sigure. Tu ai spus asta. Nu fătălăi din aia pe care îi sclavagește Mărlanul non-stop și pe care nu îi lasă să evolueze profesional. Ce aud? Mărlanul încă te sclavagește? Și de ce nu mi-ai spus chestia asta până acum, idiotule? Păi n-ai zis, bre, mămică, să mă descurc de unul singur? Că tu nu te mai bagi? Și că nu-l mai bați? Dar cine ai zis că o să-l bat? Că am alte metode să-l pedepsesc. Mai tandre. Și ia zi. Deci cum nu te lasă pe tine Mărlanul să evoluezi, povestește. Hai, întărâta-mă. Ai văzut că l-am ajuns pe populist în sondaje? Păi normal că te-am învățat eu să minți. Bine, nu trebuie să te simți complexat, pentru că oricum nu există bărbat care să mintă mai bine decât o femeie. După emisiunea lui să vedem cum își bagă chitra unghia în gât. Nu este defecțiune tehnică. Ați auzit bine? Sunați-vă rudele din străinătate sau nu? Că e scump și o țin cu bugetul dumneavoastră. Sunați-ne pe noi la telefonul promoțional afișat pe ecran, lăsați-ne numerele lor și le vom anunța noi. Pentru că da, atunci când o să fiu eu președinte, voi da câte 20.000 de euro tuturor românilor care vor să se întoarcă în țară și să-și pornească o afacere, indiferent de obiectul de activitate. Nu există bărbat care să mintă mai bine ca o femeie, a? O fi fost femeie într-o viață anterioară. He. Cu toate că la ce chitră e, mă îndoiesc. Și asta nu e tot. Știu că repatriații sunt învățați să trăiască într-o țară mai civilizată ca a noastră. Ei bine, ca să se simtă ca acolo, o să legalizez prostituția și chiar drogurile ușoare. Și toate acestea le voi face cu bani europeni pe care, bineînțeles că i-a primit și primarul, dar îi folosește în alte scopuri. Ca să satisfacă clientela politică, ca și premierul Vârlavu de altfel. Nu pot să cred. Zi inteligent-o.
Eu ce mai mint acum? Că asta e minciuna supremă? Ce să zic? Că le dau câte o casă gratis? De fapt, câte o casă de toleranță? Că trebuie să combin ambele minciune ale lui populistul ăsta? Relax, iubire, că orice naș își are nașul. Normal. Problema e că eu mi l-am găsit deja. Ietel. Și eu o să fiu nașul lui. Ce faci, mă, pisoi? Bună seara, domnul Show. Sunt... Spuneți, domnule... Doamnă. Mă rog, cum vă numiți? Fofi. Și sunt o femeie. Da, sunteți sigură că sunteți femeie? Păi, nu v-am zis odată? Mai știm noi cazuri care zic și de fapt sunt... Deci, sunt o femeie de moravuri ușoare aflată la muncă în Amsterdam. Adică prostituată, da. Exact. Dar eu măcar am o meserie, nu stau ca planta pe un scaun. Domnul Pupăză, am auzit oferta dumneavoastră și vreau să revin în țară să-mi deschid un bordel particular. Unde trebuie să vin să-mi dați banii? Păi aici, sub pupitru. Te mai taci din gură, că asta e o problemă serioasă. Stimată doamnă. Stimată, pe naiba. E puțin mai complicat, că nu știu dacă vă încadrați în normele de finanțare ale UE. Dacă pui un M în față, se încadrează, sigur. Doamne, îmi dați banii sau nu? Nu mai aburiți lumea. Eu vreau să vi dau, dar normativele în vigoare. Am înțeles, domnule Minciunășou. A fost o vrăjeală de 2 lei. O să faceți discriminare ca toți ceilalți politicieni. Știu eu, știu eu. Mă rog, în afară de primarul capitalei, care este un om integru și corect și care mi-a promis un spațiu pentru bordel. Hai, recunoaște că dai banii preferențial clientelei tale politice. Rușine! Minte, stimați telespectatori! Doar nu o să ascultați-o! Să nu-i spun numele, că e ca și politica! Dracu sângerete de borfaș internațional ce ești! Iată că te faci! Te mai oprești, nu mai încapi într-un dosar. Țar starea, dracu. Și fac alta cu ste bagacile. Hai, dă-te, 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 moașta! Mamă, nu, că-s polițai, dă-ntre la adevăratul, nu-s rat! Salve, chiarete! Ce-i pățit, mă? Ce e, țărănescule, ți-ai prins dasul în dosarul ăla? Ți-am zis eu că derbedeul ăla de sângerete nu-i de nasul tău. Ți-a dat sângeretele pe nas fără să dai ochii cu el. Hai, sitir, că fiindcă m-a rănit într-o misiune deosebită periculoasă. Misiune în care m-a trimis șeful, idiotul camarad, da? Te-a bătut lanța clanța? Te-a bătut prostituată aia amărâtă? S-a lăsat bătut ca să nu dea într-o femeie. Hai, vină-mi cu aceste dezinfectezi. Stai, unde-i trusa aia? Ia, dă-te mai la o parte. Ia, uite aici trusa. Vină, opace, pune capul aici ca să oprească hemoragia asta. Afrodita, lasă, dragă, că sunăm la salvare. Sau mai bine o chemăm pe Sofica ca să vadă acest prim ajutor. A fugit, data. Stai, mă, Chiorete, stai, că nu ți se opri hemoragia. Lasă, dragă, că e buget de criză. Cu siguranță ea la salvare n-are carburanț. Mă duc eu peste ei. Bunicule, vă lasă-vă 5 minute să intru la menopauză, vă voi intri și mă asta. Păi și menopauză, îți dai pe cărcășcularea! Ce dai, bre, nu știi să scuip? Ce cauți, breagii? Ce cauți? A venit să te întreb de ce îmi persecuți odorul, mă, mârlane? Ce ești persec? Gelos pe el? Păi că el are mămițică în care să le aline și tu n-ai? Are mămițică? Păi de ce nu spui așa, tontolou satului? Că dacă vrei, te alin și pe tine. Zic, nu vreau, vreau să mă citesc! Nu am nevoie de nicio mămițică! Ah. Ce? Am pus mâna! Putrezește! Doamne! Putrezește! Doamne, nevoie de mămițică, bre! Corect! Că tu ai nevoie de mămițică, mă, mărlane! Dar să știi că tot aici trebuie să bași capul, vină cu asta. Stai, rog, uite, dacă sunt principal, asta,
am ajung. Hai să discutăm ca oamenii, bre, ce mama la... Stai jos! Bine, mai întâi discutăm. Dar nu-l cum să zice? Persecut? Nu-l persepută nimeni cu nimic. E minciună. E minciună, Mărlane? Adică nu e interzis să se facă ziarist? Nu, bre! Nu? Adică da! I-am interzis. Așa? I-am interzis pentru că Măgaru vrea să se angajeze la reviste de scandal. Ce? Da, ca să fotografieze femei îmbrăcate în pielea goală. Și eu sunt ca un tată, bre. Nu pot să-l lasă să depraveze. Foarte bine, Mărlan. Foarte bine. Așa să faci. Așa să faci. Ca să fac tații adevărat. Așa? Să nu-l lași fie pielea lui a boalei să fie. Las de să nu-l lași. Dar vezi că dacă ești tată... Trebuie să ai grijă și de celelalte obligații. Exact. Și... Care celelalte obligații? Adică să te îngrijești de mamițica lui. Nevastă-ta. Cred că eu. Stai, bre, că eu... Ce, ce rău? Eu nu-i sunt... Tată bun lui, eu îi sunt ca un tată vitre, că nu l-am făcut cu mata. E, dar cu cine? E copil din flori, l-am făcut cu o vază. Hai mă, pupăză, te rog eu frumos, ia-mă și pe mine la tine în emisiune, că pentru școala asta de jurnalism îmi trebuie practică. Te rog, te rog, te rog, te rog. Cucoașe, tu ai nebunit? Vrei să-mi dau dracu audiența să pierd o grămadă de bani? Lasă-mă că o convinc pe mămica să-ți plătească diferența. Cât pierzi? Ce zici? Ești de acord? Hai, te rog eu frumos, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Gogoașă, lasă-mă naibii în pace, că de două ore mă bârâi la cap, înnebunesc. Și o să te bârâi până te conving. Nu-i mai bine așa dacă să înnebunești? Gogoașă, mai bine înnebunește-o pe Betty, mă, că e și emisiunea ei. Corect. Măcar scap de un rău din două. Și cu puțin noroc, poate de ăla cel mai mare. Ok, mă, ok. Yes! Te primesc, dar fii atent. Da, cu o singură condiție. Așa. Să vorbești numai peste Betty, dar niciodată peste mine. Doar atât? Da. Floare la ureche! Mulțumesc, prietene, să trăiești! Yes! Mersi! Bine că nu mai trebuie să-i cer bani lui mămica. Dar de ce să nu-i mai cer? Ce bău era să fiu! Păi ce-mi strică niște bănișori la cheltuială? Da! Să rămână, mămică! Am găsit unde să fac cursurile de jurnalism! La Pupăză în emisiune! Dar o să-mi trebuiască niște bănișori ca să plătesc taxa de înscriere. Nu foarte mult, mămică, niște... Sute de euro? Câteva sute de euro? Atâta mult cer fufelele mai nou ca să se lase pozate? Ce fufe, mămică? Costele! Nu face pe prostul cu mine, că dacă vin acolo așa rămâi! Crezi că n-am aflat ce jurnalism vrei tu să faci? De la porcos! Cu fufe despuiate! Dar nu-i adevărat, mămică! Cine ți-a spus tâmpenia asta? Mărlănelu! Și să nu îndrăznești să negi, că ăsta-ți vrea numai binele! Nu, mămică, normal că nu neg că-mi vrea numai binele, numai că Mărlănelu a înțeles greșit! Nemernicu! Mămică, vreau să mă înțelegi, eu vreau să mă fac ofițer de presă pentru club! O să dau interviuri, o să intru prin vestiare, mă vâr numai printre fotbaliști, mămică, adică bărbați, nu? Bă, tu mă crezi pe mine proasta, mă? Păi unde sunt fotbaliști? E plin de fufe! Că vin fomistele alea ca mușca la... Majun! Dacă vrei să te faci ziarist, te faci din ăla economic, bă! Sau politic! Pe subiecte serioase! Ok, mămică, mă fac din ăla! Dar să știi că o să trebuiască să-mi dai ceva mai mulți bani, că pentru domeniile astea îmi trebuie niște ținute elegante. Că nu pot să mă prezint la interviuri îmbrăcat așa ca sărântocul, când mă întâlnesc cu Țiriac, spre exemplu. Hai, te întâlnești cu Țiriac? Când? Ca să am și timp să mă aranjez. Mămică, ce treabă ai tu să te întâlnești cu Țiriac? Ce treabă a avut și Andreea Marin și Ana Maria Ferenț? Sau insiniesc cumva că eu-s mai nașpa ca alea două? Salut! Ai venit degeaba, Gogoașă. N-am subvenții, n-am fonduri de reparații, nici măcar bunuri de masă la cantina săracilor nu mai am. Că e criză, mă! Păi vezi, tocmai de-aia am venit, Van Damme, ca să arăt opiniei publice că primarele Van Damme, stâlp al societății, a cheltuit bani în mod cinstit
și n-a păstrat nimic pentru el. Pentru că vreau să mă fac ziarist pe TV socială și ăsta... Și vrei să-ți începi cariera cu mine. Tu ți-o începi și mie mi-o termin, mă. Păi de ce mă să ți-o termin? N-auzi că o să scriu numai de bine? Cocoșă, suntem prieteni. O să-și dea seama toată lumea că este un articol la comandă. Da, uite. Ia banii ăștia. Să nu zici că nu sprijin tinerii jurnaliști. Hai, succes! Mersi! Sor mâna! Prost ești, mă! O să-i dea banii lui Pupăză, că ăla e singurul jurnalist pe care îl cunoaște. Nu mă pisoi! El vrea să se facă jurnalist și am zis să-i dau o mică atenție, să ne punem și noi bine cu presa. Păi nu zici că asta nu e ideea rea? Că așa putem să ne băgăm și noi gheruța în banii aia europeni pe care n-am putut să-i șmecherim până acum. Cum? Mituim presa să nu scrie ce facem cu ei? Nu, deșteptule. Organizând chipurile, cursuri de reconversie profesională. Că dacă Gogoașă poate să devină jurnalist, poate orice tântălău. Le punem niște diplome în mână, de-astea pe hârtie subțire, da? Ca să nu ne coste mult. Și restul oprim noi. Păi și unde organizez cursurile deșteaptă? La noi în garsonieră? Mă și vezi stând în brațe cu fetele disponibilizate de la APACA, nu? Adică, stai așa puțin că Roman cu Van Damme rimează, nu-i nicio problemă. Am zis chipurile, dragă. Chipurile! Ne facem că organizăm! Că dacă dăm banii pe săl, s-a dus dracu totul, rămânem cu nimic! Și stai liniștit că lumea o să fie fericită să-și ia diplomele fără să piardă vremea pe drumuri și fără să cheltuie ajutorul de șomaș pe metrou. Ba chiar cred că o să dea șpăgi ca să primească diplome pe NV. Părerea mea. Bună seara, stimați telespectatori! În această seară vom vorbi despre unii cetățeni care aduc acuze nefondate la adresa unor oameni cinstiți. La cine te referi, Pupăzel? Că eu nu știu. Dacă tot m-ați invitat aici, lăsați-mă și pe mine să vorbesc, pentru că așa este politicos în jurnalism. Mă scuzați, dragi telespectatori, că am dat buzna așa, dar eu sunt venit aici să învăț meserie de la maestru Pupăză G. Grigoraș, care este aici de față, și vreau să învăț o meserie adevărată. Într-adevăr, dragi prieteni, așa cum am promis, mă țin de cuvânt și chiar înainte de a mă instala în fotelul de la Cotroceni, încurajez inițiativele de orice fel ale semenilor mei. Parcă spuneai că numai pe cele ale românilor care se întorc... La presa adevărată! Adică presa care se făcea odinioară, dragi telespectatori! Nu la presa care se face astăzi cu femei despăiate pe prima pagină! Asta este tipul de presă pe care vreau eu să-l fac! Să audă cine trebuie să audă! Bre! Și în acest sens, să știți că chiar am lansat un ziar online pe blogul meu oficial www.costelodonats.org. O să vă întrerup puțin tirada, da. Pentru că avem un telefon. Da, bună seara! Cu nemernicul de lângă tine vreau să vorbesc, păsăraiule! Mămică! Deci nu te ții de porcoșenii, măgarule, a? De-aia ți-ai pus numele de gigoloi pe site? Mămică, da, am pus doar așa, că sună mai bine, mai americanește. N-are nicio legătură cu sexul. Bă, tu pe cine vrei să prostești, bă? Crezi că eu nu știu ce înseamnă orgu ăla de la final? Ce înseamnă, tanti, că eu nu știu? Lasă că vă spun eu ce înseamnă. Este prescurtarea de la... Orgie! Nu, mămică, de la organizație! Cine ți-a spus tâmpenia asta? Uite, dacă vrei să nu mai există nicio discuție, poți să-l schimb în .com sau în .ro. Păi așa să faci, că dacă nu vin eu și o schimb cu un .com. Îmi cer scuze că trebuie să întrerup acest seminar pe teme informatice, dar sunt anunțat că mai avem și alte telefoane. Bună seara! Nu știam eu de ce nu-mi dai mătăluță finanțare pentru bordel, domnul Populi Show. O ții pentru Costello Donuts, pila ta, să-i finanțez lui bordelul, ca să-ți întoarcă parandărât. Vedeți, dragi alegători, ăsta e justițiarul neamului, sau mai bine zis, șefcarul neamului. Stimată doamnă concetățeană, să știți că sunteți într-o gravă confuzie. Eu nu vreau să înființez niciun bordel. Eu vreau să înființez doar o școală de jurnalism. Asta să-i spui tu lui Mutu și lui Consuelo. Domnul Costello Donuts, zeul sexului. Zic că bordelul e mascat în școală de jurnalism. Sau, mă rog, studio de film pentru adulți. Că poate vă și filmați să aibă și domnul Nepotism Show cu ce să facă audiență. Da, lasă, că poate se autosesizează.
Vai, s-a întrerupt telefonul. Că altfel îi spuneam eu acestei prostituate obraznice cine o plătește pe ea să mă denigreze. Dar ne mai auzim noi, aflu eu cine e. Dar cum afli, popăză? Interceptezi telefonul precum securiștii? Ești cumva... Să continuăm cu prezentarea blogului meu personal. Deci, cum spuneam, modific punctuația de la final și o să se numească www.costelodonuts.com sau ro, ca să nu fie pum.com. Au, ce durere crâncenă, ce bătălie a fost, Doamne! Doamne, bine că am scăpat din ambuscada aia, Doamne, mulțumesc! Ce-ați pățit, mă? Ce să pățim, Afrodita? Când veneam la secție am fost atacat de clanul lui Sângerete, 20 pe puțin! 20 la tine? 50 au fost la mine, i-am numărat pe toți că i-am omorât, uite așa i-am făcut pe toți! 20 în prima fază! Dar după ce am dovedit, au mai venit 80! Ca să fie cifra rotundă! Bineînțeles că am dovedit și pe ăștia! Dar uite în ce hal am ajuns, Afrodita! Aoleu, te doare? Foarte, stai că am trus aici! Ia, stai să vă dezinfectez un pic! Ah! O să vă ustură un pic, am aici niște spirt. Pe bine că ia uite cum îmi curge sângele acum. Ia uite cum Vin doare? Nu, la tine nu. Mă sfârșesc. Nu mai văd, amețesc. Cred că de la sângele pierdut se învârte camera cu mine. Mor! Cum se învârte, mă? Cum vezi tu că se învârte camera dacă ești orb? Pentru că nu sunt nesimțit ca alții. Mor, Afrodita! Să trăiți! Ce ați pățit, mă? Iar v-ați bătut cu ketchup? Nu! Am fost răniți într-o confruntare cu clanul Sângerete! Păcat, Mateescule! Păi tocmai venisem să-mi vă invit la o întâlnire de grad zero, protocol, cu un director de la Interpol. Merg! Și eu! Unde să vă duceți, mă? Ați nebunit, ați pierdut foarte mult sânge, vreți să muriți pe acolo? Nu, are dreptate, Afrodita! Repede la spital! Ordin! Hai, fuga! O să iau pe Afrodita la protocol! Hai, mai repede! Nu, mai bine ușurile să nu vă agravați starea! Hai! O să fie și igre negre? Da, două roabe! Hai! Mărlane, dă-te că întreabă la calculator! Ce vorbești? De când e laptopul ăsta bun comun? De când eu merg la cursul de jurnalism! Vrei să o sun pe mămica și să-i spun că iar îmi sabotez viitoarea carieră? Na, mă, bine, ia. Mersi. Ce vrei să te joci? Nimic, infantilele, nu mă joc. Eu îmi verific vlogul, că sunt un jurnalist adevărat, da? Câte mesaje am! Vezi, mă, fraiere, că tot prostituatele trag la tine. Când o aflam, bă, dacă faci bordel, dacă nu te crapă. Dar ce te crapă? O să mă pună tu pe mine să te bat. Dar nu fac bordel! Și astea nu sunt prostituate! Ați înțeles tot greșit! Și mama la fel! Zau? Ia să vedem. Ce faci acolo? Sunt pe măta. Să-i explic ce-i chestia asta. Bă, tu e nebunită? Bine, ăsta-i dracu potolit. Ce vrei să-ți dau să nu-i spui? Laptop. Poftim. Mersi. Dar stai liniștit că tot nu scap. Că toate fufele astea o să te sune în direct în emisiune, mă, la televiziune. Dar nu mai mă duc! Uite așa. Nu vrei să te duci tu? Să faci cursurile astea de jurnalist? Că sunt deja plătite. Gogule, eu zita mai președintele de club, bă. Am și o prestanță, o aroganță, o impozanță, o... Nu pot să mă școlarizez în orice ghenă de televiziune. Da, mămică. Ia zi, măgarule, ai scos orgia de pe site? Da, mămică, am scos-o, sigur. Să-mi arăți în direct. Că dacă nu, vin eu acolo și-ți arăt eu orgie adevărată. Mămică, să știi că nu mă mai duc la emisiune la pupăză pentru că mi-am dat seama că nu sunt bun de jurnalist. Ai avut dreptate. Cum nu te mai duci, tântălău, satule? Adică ți-am plătit degeaba cu... cursurile... cursurile se mă învârtoșează cu vitele astea elevate. Ești că imediat la televiziune, că m-a apucat să mă laud pe la tutele de la țară, că fiul meu e mare jurnalist.
Mămică, nu mai pot, pentru că am apucat să-i spun deja lui Pupăsă că nu mai mă duc. Ce ai făcut? Spune-i lui Mărlanu să te bată în locul meu, că dacă vin acolo o să te împă conștiință. Ce-am zis? Urâs degeaba, că mămica a glumit. Stai mă liniștit, că oricum nu te bat acum, că n-am timp. Dar ține minte, ai o bătaie de la mine. Dacă-l mai aduci pe umflatul ăla să mă bruieze, o aduc și eu pe Emma. E să vedem, care e mai tare în gură? Stai, dragă, că nu l-am adus eu ca așa am vrut eu. M-a obligat măsa să-l aduc. Popaja! Da! Să faci bine și să-l dai bani înapoi! Caracu! Dar tantalaul meu nu mai vrea să se facă ziarist. Dar de ce brec era făcut pentru meseria asta? Uite, aș fi primit sute de mesaje de felicitare pe blogul ăla lui. Mă bune? Da! Da, și-o văd. Haide, mai ceva! Gata, prepoftim, uite-te. Pune-le, maică! Nu pot să cred. De să știi că nu e ceea ce pare... Adică toate mândruțele astea îl plac pe tantalaul meu? Îl plac? Îl plac, bre, dar ce zic eu că îl plac? Toate vor să se mărite cu el, îți dai seama, e bătaie pe costelușa lui Mata. Și bău, băi, ții dacă copii de la așa ceva? Ce tâmpit? Adică renunță și la carieră și la familie? Îți dai seama ce bău? Știi ce? Răspunde-le tu, ca din partea lui, până mă duc eu să-l conving pe tantalau să se întoarcă la emisiune. Să le răspund la... Nu pot, bre, să... De ce? Că eu scriu foarte, foarte greu pe calculator și cred că mi-ar lua vreo 20 de ore, plus că acum mă grăbesc că trebuie să intru în emisie. Vai, ce târziu s-a făcut! Vai, ce târziu! Beti, și tu nu spui nimic! Plecă, plecă, păsule, ce-ar cui bol, dracu! Beti! Beti, șor, fata, boavi! M-ai făcut, mama, că te turnui! Ce proastă sunt! Mi s-a părut că a vorbit cineva. Beti, șor, n-ai vrea tu să răspunzi la fetele alea în locul tantalau ăla? Că ăla e gelos pe vinul care te-a găcit și care să-l curteze, ha? Și le spui să vină până la vinile, știi? Ca să vadă cât de un storit de băiatul meu, înțelegi? Hai că dacă faci chestia asta, își dau ție banii pe care îi recuperezi de la pupăcel. Ce zici, da? Bine, cu mare plăcere, tântișor. Pupăcel! Cu mare plăcere! Mai târziu, mai târziu. Yes! Yes! Ce faci, mă, măgarule? Mămică, să știi că laptopul ăsta e stricat! N-aveam cum să transmit eu porcoșinile la găcicile alea! Mi-ai stricat laptopul ca să scap de băta? Decide-i, mă! Decide-i, că nu ți-am stricat niciun laptop! Doar i-am formatat hard-discul ca să șterg informațiile! Dau că așa mi-a urtut la măta să te bat! Ții minte că aveam o bătaie în tamă? Terzi informațiile? Da! Mi-ai sterzi setările de la joc! Nu mai nebunesc! Nu mai dacă, mămică, doar acum mic crezi să mă bați! Dacă nu crezi să știi cum sun, uite! Hai, bă, Pupăză! Bă, tu ai văzut, bă, ce e acelea la noi la poartă? Ce, mă, iar au lăsat ea gunoiul? E, de data asta îi dau în judecată, mă! Le cer 1.000.000 de euro! Mama lor de incompetenți leneși, mă! Că nu e rost de jemăneală, disperatule! Bă, toate putorile după mătăsari și-a mutat sediul la noi la poartă, mă! Taman la noi la poartă! Băi, aglomerație și o pânzoleală! Mă, de-abia am intrat în curte, îți spui! Ce faci? Bă, alea au venit după mine, să știi! Pupăză! Da! Bă, tu ești puțin complet, tra-la-la! Tu te vezi taure comunal? Ce dragi Damia să faci cu atâtea puturi, mă? Bași ca toate profesioniste! Nu le-am chemat, eu Chiorete au venit să le dau subvenții ca să-și facă bordeluri private! Auzi? Ieși și a venit să le amendez, mă! Ce? Dau și eu un whisky pe chestia asta! Da, de ce să le ameninzi, Pupăză, de ce? Mă duc direct și le amendez mama lor de puturi! Păi dacă a venit răiele acelea să-și ceară subvenția, asta însemnează că recunosc că-s puturi, mă! Adică s-au autodenunțat! Așa, mă! Așa! Chiorete, fă-ți datoria!
fii intransigent, mă! Amalore! Gata, pupăza, a fugit ca potrnichile care... Care-i bunii pretendentele lui Costelu cel meu, că vă eutanasiați? Tu, pupăză, este? Că pe tine te roade gelozia, că pe Costelu și albeul curtează zânele și pe tine o amărâtă de vrăjitoare! Ce mă vrei, îl curtești și pe ăsta? Stai, bre, că nu le-am gonit eu! Le-am gonit... Mârlanu, bre! Mârlanu s-a dat la ele! Dar ce zic eu s-a dat la ele? A vrut să le violeze pe toate în grup, după care le-a pus una lângă alta, le-a întors, după care s-a uitat așa... Și Mârlanu, vă spun eu... Mârlanu s-a transformat în violator? Da, bre! Foarte bună veste! Mersi! Da? Ciorete, să știi că mi-ești dator. A, tot eu? Păi dacă îi spuneam, babi, ce tâmpine ai făcut, ai gonit tu toate... Eu-s dator? Că te găsești, te dragi! Poate tu mie cu vischi era de mi l-ai promis? Hai că ți-am aruncat puterile din culo de gard. Păi ce ță? Ok, ok, poftim. Na, uite. Acum ai rămas tu dator. Eu m-am achitat. Păi tu ce vrei? O nimica toată, bă. Să interceptezi un număr de telefon și să-mi spui cine e apelantul. Vezi, bă? Nu te costă nimic, mă. Eu mă gândesc la buzunarul tău. Îl trebuie să tăiești tu un whisky. Dacă are dovezi, o aștept să sune și să ni le spună. Haideți, domnișoară Fufi, că de gură suntem buni toți. Mai ales dumneavoastră, că sunteți antrenată. Aha! Se pare că ne-a sunat. Bună seara, domnișoară! Cu toate că termenul e ușor exagerat. Bună seara! E, uite că am curaj, domnul Populist Show! Doamnă Fufi, de la adăpostul anonimatului și cu nume fals e simplu să aduci acuzații nefondate. Dar ce-ai zice dacă am aflat cine ești tu cu adevărat și cine te pune să-mi denigrezi imaginea? N-ai nicio șansă! Adică n-ai ce să afli! Sunt Draguna, sună de la prefectură, bă! Că eu sunt chiar... Prefecta capitalei Emma Cucu! Bingo! De unde știi, mă? Mă, tu mi-ai pus microfon în birou! Senzațional, dragi prieteni! A recunoscut! Deci ea e cea care vrea să facă bordel cu bani europeni, nu eu! Și acum se explică și de ce a primit așa ușor spațiu de bordel de la primarul capitalei. Pentru că este bărbasul! He? Cine umblă cu nepotisme, doamna prefect? Eu sau voi? Publicitate și revenim cu rețeaua de prostituție patronată de primarul capitalei și soția lui, prefecta Emma Cucu. Tu cu ideea ta idiotă, nu te-ai gândit că poate să-ți localizeze telefonul, madam, spion și detectiv? Stai, dragă, liniștii, că nu o să creadă nimeni. Alo, da. Da, domnișoară. Nu sunt nicio matroană, e o minciună. Da, e o confuzie, n-am niciun bordel, femeie. Nu am nevoie de nicio taxă de protecție. Nu o să creadă nimeni, a? Mai răspunde și tu, că poate dacă aude voce de bărbat. Da, vă rog. Soțul matronei. Să mă plătiți în natura? Bineînțeles că vreau. Ce vrei, mă? Dacă mai sună numărul ăsta, te sterilizez, cățea! 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 Mai danez-o! Legenda, mătii gogule mei, ce mi-ai reformat tatuacia, bă, că mai găsești jocul? Te te-ar fucu, steargă! Deci așa, mârlănele, a? Ce, bre, că ce minte, că m-a lamurecheat un pic, că te stași ca și mi-a stricat laptopul. Nu ți-a ajuns că i-ai pus iubitele pe fugă? L-ai mai și altuit? Care iubite, bre, ce are la iubit? Ce fugă? Păi ce poate să fug? Cu ce amadura asta după mine? Uite, dacă nu mă crezi, mă duc să-l chem să-ți confirme. Stai, pălă! Te-ai prins în zepelinule, că s-a întâlnit hoțul cu proasta? Da, nu! Ce crezi că eu nu știu ce vrei să faci? Ce vrei să fugi? Să fug! Lasă că îl chem eu pe costelușații, că de așa ai inventat telefoanele! Zău? Vezi-o! Zău! Răspunde tântălău satului! Ce nu răspund, nu...
Răspunde. Ia uși, mă, că sună. Răspunde odată! Da, vă rog, sunt într-o discuție, acum pot vorbesc, mă scuzați. Lași dracu discuția și vii imediat aici că te căsăpesc. Bine, bre, viu. Da, singură că nu cu tine vorbeam. De ce ai lăsit telefonul pe deasupra, a? Nu, bre, ca la Castelul Fureal, să nu îl piardă pe undeva. Deci așa, mărlănele, faci tot posibilul ca să nu-și găsească și-o la amărâtă de pițica, a? Să nu care cumva să te complexeze, a? Că el are și tu, nu? He, păi de ce nu spui așa, mă, tontolou satului? Că dacă vrei o pițică, îți găsește baba una de 1000 de ori mai mișto decât alea care i-au scris lui. Ce zici? Există? Da. Ia ce da faci. Take me. Există? Uite ce am putut să declare panoramele astea. Că eu prigonesc românii repatriați și că vreau să sterilizez prostituatele ca pe cățele. Dar și dacă pun mâna pe astea, chiar că le sterilizez. Și eu îmi iau odiul de la Cotroceni și mă mut la Balamuc lângă tine. Chiamă-le n-ai de ei să văd cu ce pot să le înfund gura. Să le înfund ce? Cu ce? L-a figurat disperat-o. La ora 4. Aștept să văd cum mă primiezi. Conform unor surse oficiale, dar care au dorit să-și păstreze anonimatul, în câteva momente un grup important de prostituate îl vor vizita chiar aici în biroul lui pe primarul general. Întrebarea este de ce? Nu îi mai ajung cumva edilului serviciile prestate de doamna prefect? Sau este cumva peștele lor și vor să-i dea taxa de protecție? Dar haideți să lăsăm chiar pe dânsul să ne explice dacă poate. Așadar, pentru ce ați chemat prostituatele la dumneavoastră în birou, domnule primar general? Noi am chemat aici pentru că am creat un program de reconversie profesională finanțat din fonduri europene și vreau ca aceste tinere doamne să fie primele cursante. Să nu mai fie nevoite să facă ceea ce fac. Prostituatele de azi vor fi vânzătoarele de mâine, dacă nu chiar contabilele de poimine și poate chiar directoarele economice de răspul mâine. Așadar, profit de această ocazie, stimați telespectatori, că este și presa de față, să vă invit cu mic, cu mare, la primărie. Taie, taie, oprește! Și subiect pentru diseară UHA. Bătuți-i cu ursul, mă! Stimați telespectatori, mi-a furat ideea! Fraudă! Să știți că a fost ideea mea cu reconversia! Da, el mi-a furat așa cum fură toți banii de la buget! Dar rămâneți alături de noi pentru că venim cu noi dovezi și amănunte! Publicitate! Vot asta, da, președinte! Nu e adevărat, minte, mi-a furat ideea! Eu sunt pupă să președinte! Publicitate! Special ne-au trimis pe noi ca să ne batem cu alu Sângerete. Ca să nu se mai șifoneze ei, să poată să meargă la evenimentul anunțat de șef. Hai, lasă-mi fasole, bă, burbucatule, că parcă văz că era tot o recepție dintr-aia și mandicoasa. Și numai ținuta ca să te prezinți acolo te costă vreo 3-4 salarii pe puțin. Și pentru ce, bă? Că parcă văz că muream de foame lângă niște sanvișele atâta, niște chichinețe de-alea mici, de n-ajungea nici pe măsa. Mai bine de noi. Acum ne ducem la șaormerie și ne luăm o șaorma cu de toate. Aha. Vreau! Aha. Vreau! Drept, ca vine domn chestor! Hai! Ușor, ușor, bolosule! Ce ziceți, domn chestor? Sunt în cascoși din cutie. Putem să mergem oriunde cu dumneavoastră. Da, mai puțin acolo unde am eu nevoie. Acolo o să meargă Chiorete și cu Solomon. Păi șeful, nu vedeți ce hal arată? Ia uite! Păi tocmai de-aia iau, mă, facem un clip TV cu poliția în acțiune și ei arată așa cum trebuie. Uite, facem economie și la machiaj. A, dar dacă producătorul o să înceară vreo câțiva dendi de dorobanți în plan secund ca figurați, o să vă iau pe voi. Haideți, hai să luăm, ușor, Chiorete. Hai, puțin, ușor, hai, vin, ușor. Hai. Băi, culița. Lasă-mă, nu mai fi supărat. Măcar ne-a făcut dendi de dorobanți. Bă, de omă! Bă, filora, n-ai bine treabă să... Au, m-am și lovit! Deci astea sunt ambuscadele în care vă accidentați voi? E, păi atunci, haideți să vă ajut, măi băieți! Măcar să știu de ce vă obloși! Da-i afrodită! Nu, da-i la cu lampa!
trezit! Mâna! Am putrezit! Doamne! Am putrezit! Brei! Băi, dar când m-am zis, n-am putut ce puim! N-am putut! Ce dai, bre, nu știi să-mi spui? Dură-te, dură-te, stai acolo, stai, Toni. Stai, gama, îi ții de râs. A rupt ăsta, pușa, a apucat, ți-aș jur. Ce, mă? Iar au lăsat ea gunoiul? E, de data asta îi dau în judecată, mă. Le cer 1 milion de euro. Merită să... Să mai dăm o dată. Orice vă merită. Știi? Merită să mai dăm o dată pe chestia asta. Mama lor de incompetență. Leagă-te, măi! Dai, Adita, te rog, lasă foile alea, că... E dosarul să... N-am văzut-o că ia lampa, m-a speriat, dar bine.